Bună ziua, dragilor, spun că este la nu de dreapă cu formalii. Noi suntem la treabă, deci tema pentru acasă este mania. Pentru casă, clasa a șasea. Știi că și prietenilor noștri le-a lipsit perioada asta de săptămână. Să vă știi asta. Păi, pornim, că nu mai e timp de vorba, zicem. Scrieți descompunerile numerelor. Scrieți descompunerile numerelor. Le scriem pe toate sau nu? Nu, pe fiecare. Așa, 12 în produse de putere de numere prime. 12 egal ca un produs de putere prime. Un produs de putere de numere prime. Așa. Adică trebuie să scrim un produs din numere, 1, 2, 3, 7, 8, ori, dar să fie mai numări prime. Da. Produs de putere, zis, nu? Da, da. De numere prime. Păi, 3 ori 4. Așa. Egal 3 ori 4, dar pe 4 să scrim ca o putere. Da. La 2 la 2. La 2, sigur. Și egal cu 3, 2 la 2. Asta e. Anțeleg. 36. 36 egal cu? 6, 6 ori 4. Nu, 6 ori 4, 24. A, 4 ori 9, 3, 6. 4 ori 9. Da? Sau 6 ori 6? Da. 3, 6, cum? 4, 9, să zicem? Da. 4, 9. Dar de 4, nu putem să așa. Să scriem ca 2 la 2. Corect. Ori? Ori 2 la 3. Ori 3 la 2. Ori 3 la 2. 3 la 4. Apoi, 50. 50. Egal cu? 5 ori 10. Corect. 5 ori 10. Nu lăsăm de 10 așa. Și îl scriem ca 5 la 2. Deci egal cu 5 la 2, ori 2. Că ai luat un, din 5 din 10. Da. 5 ori 2, da? Și cu 5 din față, 5 la 2 ori 2. Sau 25 ori 2. Da. 84. 84. Egal cu... De 4 ori câte 21, cât 4 în 8 de 2 ori, 4 ori 4 odată. Da. Ar fi așa? Da. 4 ori 21. 4 ori 21. Hai să mergem la 21. Cum o să zicem pe 21? Ca 3 la 7. Nu 3 la 7, 3 ori 7. 3 ori 7. Că 3 la 7 e 3 ori 3 ori 3 de... 7. E enorm. 3 ori 7. Da. Deci în loc de 4 și 2 la 9. Da, 2 la 9. Ori 3 ori 7. Apoi. 90. 90 egal cu? 9 ori 10. 90, corect. 9 ori 10. Și egal cu 4, plăm până când dar nu e la numere prime. 3 la 2. Corect. Ori 2 la 5. Nu 2 la 5. 2 ori 5. 10. Pe 10 nu e 2 ori 5? Ba da. Dar când zici 2 la 5, înseamnă 2 ori 2 ori 2 de 5 ori. Deci una este 2 la 5. Hai să vedem. Mai să ne amintim că mai de mult care este practica asta. 2 la 5 înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de câte ori de 5 ori. Care înseamnă 32, nu? Da. 4 ori 2. Da. 8 ori 2, 16 ori 2, 32. Da. Ori noi avem doar 10, care înseamnă 2 ori 5. Da? 2 înmulțit cu 5. Da. Ele sunt numere prime. 2 și 5 și 3 sunt numere prime. Da. De ce să se schimbă ca un produs de putere de numere prime? Merg mai departe. 100. 100. Egal cu...
Foarte repede, 10 la 9. Zici un 10. Deci egal cu 10 ori 10. Da? 10 la 9. Da. Și hai să vorbim la 10, la fiecare 10, care înseamnă de primul 10. 2 ori 5. 2 ori 5. Iar în mulțime cu 2 ori 5. Care înseamnă? 2 la 9. 2 la 9, ori 5 la 9. Ori 5 la 9. Apoi. 200. 200. Vorbește? Cam 40 ori 60. Ia să vedem cum ce ai zis tu 40 ori 60. Că 40, 46, 24 face. Da. 200, de 2 ori 100. 2 ori 100. Nu? Deci egal cu 2 ori 100. 2 ori 100. Iar 100 asta cine este egal? Cu 10 la... Cu 2 la 2. Ori 5 la 2. Deci egal cu 2 ori 2 la 2 ori 5 la 2. Care mă duce spre 2 la 2, da? 2 la 3. Ori 5 la 2. Atât. Atât. Hai să mai luăm mai câteva, mai multe greșiți câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Până, nu. Dar ai înțeles ce trebuie făcut. Deci, practic, trebuie să îl scriem ca produs de factori la diverse puteri. Dar bazele sunt numere prime. Da? Încă o dată, da. Crieți ca produse de numere prime. Da. Produse de numere prime. La ea e același lucru, că la de mai sus. Aha. 15. 15 egal cu? Cu 5 ori 3. 5 ori 3. Aha. 21. 21 egal cu? 3 ori 7. 3 ori 7. Aha. 55. 55 egal cu? 5. Ori? 5. 10. Ori 10 face 50. Ori 11. Nu? Da. 5 ori 11. 5 ori 11. Apoi. 119. 119. Acum am luat asta 119, îl cercetăm. Ar merge prin 2. Ar merge prin 2, nu merge, că tot face prin 9. Da. Prin 3, ia să vedem, să face nici prin 3 nu merge. Prin 5 nu, trebuie. Prin 5 nu. De acum încercăm numele prin 7, da? Ia să vedem. 119 împărțit la 7. 7 la 11 merge la 4, rămâne 4, 19. Așa, 49. De 9 ori. De? De 7 ori. 7 ori. Deci este egal cu 7 ori. 143. Egal cu? Prin 2 nu merge. Prin 3 nu merge. Nu merge. Prin 5 nu. De tot prin 7. Ia să vedem 7 deoparte. Cercăm. Deci 143. Prin 7, da? 7, 14, merge de 2 ori. Facem descompunerea asta, da? Știm bine așa să facem. Da. Deci 7, 14, de 2 ori. 7, 3 nu merge. Deci pe 7 nu merge. După asta începem pe cine? 3, 9, 11. 11, 14. Merge o dată. O dată. Vine 3, 3 deci 3, da. Și merge 3 ori. Adică 13
ceva, da? E numărul prim 13 de da? Deci 11 ori 13. 143, în altul 11. Ori 13. Ori 13. 1850. 1850. Egal. Începem de... prin 5. 1180. Merge prin... prin 5, ce e bine? 5 e 11. În 18. 11, nu? Nu, că vine 1850. Am zis eu, 1000. 800. 800 și, de zis, și 50. Da. 5 în 18. De 3 ori. Da. 5 ori 3, 15. Rămâne 35. Merge de 7 ori. 7 ori 5, 35. Și nimic. Și 0. 70. Acum, iar merge prin cât? Ce? 37 la rândul ei. A, 37, deci merge iar prin 5. Îți amintești ce s-a făcut la întrebă, da? 5 în 3, 7. Deci 7 ori. 7 ori, 7 ori 5, 35. Rămâne 20 de 4 ori. Acum... 74, acum merge prin 2. Corect. 3. Da. 6, rămâne 7 ori. Da. 37. Și 37 e număr prim. Da. Nu mai are ce face, nimeni nu mai are 37 ori 10. Așadar, cât mi-a dat aici? 37 ori 2 ori 5. Deci 37 ori 2 ori 5 ori 5 la 2. 5 la 2, corect. Apoi. Apoi. 21 de 300. 21 de 300. Deci scrie 21.300. Merge prin 5. Corect. Și vine 4. Hai să facem mai repede. Un 0 înseamnă 10. Da. Înseamnă 5 ori 2. Șapet. Nu? Da. Când merge și un 0, care înseamnă 5 ori 2. Șapet. Și acum am rămas 213. Are 213 prin cât ar merge? Prin 4. A trebuit ultima cifră să fie... A... Rămas 213. Prin 2, 3 nu merge. Prin 2 nu, dar prin 3 se vede. 5, 1, 7. Da. Merge prin 3, da? Da. Deci prin 3 și punem cât în dreptul său cât ne rămâne. 3 în 21. 3 în 21 de 7 ori. Corect. Și... 3 în 3? O dată. 71 și... 71. Adică, câte ori cât fac 71 din ce știm noi, nu prea există. E prim. E prim, da. Nu mai are de spune. Așa că vom spune că acesta este calcul... Cu 5 ori 2. 5, da, de câte ori 5? A, 5 la 2. 5 la 2, 3 la 2, ori 3, ori 71. Ori 3, ori 71. Trebuie de 71 să le pun aici, ca să le arăt pe televizor. Bun. Alt? Punctul 3. Punctul 3, da? Asta a fost 1, 2 și acum 3, da? Da. Descomponenți în produs de putere. Se numește primul, numele. Tot aceeași chestie. Da. 54. 54. Sigur că da. Facem ca și înainte. 54 prin ce? Prin 3. Da. Merge o dată, rămâne 24 de 6 ori. 3 în 24. 3 ori cât fac 24? Nu 3 ori 6, 3 ori 6 fac 18. A, 8. 8 ori, așa, 8. Și iată să vedem. Merge prin 2, 9, după merge iar prin 3. Da, 9, 3, 3 ori și 3. 3.
Da? Și face 3 la 3 ori 2. 3 la 3 ori 2. Apoi. 72. 72, exact. 72. Merge prin 2. Da, prin 2 și atunci face cât? 2 în 7. De 3 ori. Da. 6, 12. De 6 ori. 36. E, vreau să te scopu și aici. Deci, e vorba de numărul tare? 72. 72. Păi, este așa. 72. Merge prin 3, da? Sau 2 în 3? 2. 2. 2 în 7 de 3. 3 ori. În 12? În 7 ori. Așa. Iar prin 2? Iar prin 2 merge o dată, rămâne 16 de 8 ori. Da. Merge prin 9 ori, de 3 ori și 3. Da. Deci prin cât? Prin? Prin 2. Prin 2 de 9. Da. Vine 9 ori, 3 ori, 3 și 3. 3. Foarte. Așa, deci vine 2 la 3 ori, 2 la 2. 2 la 3 ori? 2 la 2. 2 la 3 ori? Pe 3 la 3. Așa, ori 3 la 4. Nu, 3 la 2. Da, 3 la 2. Deci eu puteam să zic 2 la 9, 72. Și 8 e 2 la 3, a? Și 9 e 3 la 2. Și deci mergeam mai repede ca să... Ce putem face deodată? Facem, da? Hai să vedem mai în față. 120. 120. Egal cu. Din șmecheria care avem noi, 0 înseamnă câte? 5 ori 2. 5 ori 2. 7 ori 2. Și pe un 12? 4 ori 3. 4 ori 3. Adică ori 4. Ori 3. Și la 4 se rămâne la ce o spui, la 2 la 2-a și vine 5. Vine 2 la 3-a. 5 la 2 la 3-a, ori 14. Da? Da. N-are importanță ordinea. Important să fie corect. Adică ce putem face pe deodată, facem ca să nu mai pierdem timp. Altă. 3528. 3528. Egal cu... Asta nu mai poate. Vezi? O să iau de o parte să descompun. 3528. Și am să zic, te rog. Merge prin 2. Da. Odată, număr 2, 2, vine 15. Așa. De 3, nu, de 7 ori. 7 ori, da. 6. 7 ori, 2, 14, era 15. A. 7, rămânea 1. 1, acum de 6 ori. De 12, nu? Da. Și 2 în 12? De 6 ori. 6 ori, foarte. Așa. Și 2 în 8 de 4 ori. Perfect. Acum merge iar prin 2. Perfect. Merge de 6, nu, de 7 ori. Încă mai 8. Sau 2? Da. 14, rămâne 1. Da. 16 de 8 ori. Da. Și 2. Exact. Merge prin 2. Da. 4. 4. 1. Da. De 3 ori. Prin 3, sigur că suma celor se poate exact. Merge odată. Da. Rămâne 14 de 4 ore. 4 ore, da. 4, 3, 12. Deci rămâne tot 2. Și rămâne de 7 ore. 7 ore. Ia să vedem acum. Merge tot prin 3. Da. Merge de 4 ori. Da. 12, 27, merge de 9 ori. Corect. 3. Acum merge prin
deci vine 2 la 3-a. 2 la 3-a, ori? Ori 3 la 2-a, da. Ori 7 la 2-a. Da. Mergem mai departe. Exercițiul 4. Da. Determinați două numere naturale, cele mai mici posibile. Numere naturale. Cele mai mici posibile. Care se descompun în produse de factori primi diferiți. Determinați două numere naturale, cele mai mici posibile. Care se descompun în produse, în produse de, de câte doi factori primi diferiți. În produse, doi factori primi diferiți. Deci două numere naturale. Două, pe rând. Unul și încă unul. Deci determinați două numere naturale. Determinați mai întâi un număr natural, cel mai mic cu putință, care se scrie ca un produs de factori diferiți, primi, dar diferiți. Păi cel mai mic ar fi... orice număr? Nu, cel mai mic se o găsim noi și să fie scris ca un produs de doi factori primi, factori primi diferiți. Factori primi diferiți.
primi. Da. Ori, ori patru nu-i număr, nu-i... Da, e doi la... Doi la doi, la doi. Da, da, deci e asta. Păi da, și... Cinci ori trei. Cinci. Așa, hai să zicem. 15, mai n-am putea ori 5. Deci, în condițiile în care autorul s-a referit la faptul fără să rompe unul, atunci ar fi 6 și 15 că scriu acolo numele. Am găsit două numele naturale, cele mai mici posibile, care fiecare 6 și 15 să scriu ca un produs de două numele prime, nu? 6 e 2 ori 3, și 15 e 3 ori 5. Da, 14. E 2 ori 7. Uite, mai mic. Deci ar fi altul mai mic decât ăsta. 14. Care să fie 2 ori 7. Prime întrebări, da? Da. Că e bine, nu te-ai gândit. Da. Deci, nu, 15 era mai mare, mai mic decât 15, 14. Altul? 5. 5. Care este cel mai mic număr natural care admite o descompunere în factor prim de forma a ori pe orice, în care numerele prime A, B și C sunt diferite. Deci care este cel mai mic număr natural? Admite o descompunere în factor prim. De forma... Deci numărul numere e dat de forma ABC. A, B, C, da? Da. Și ABC... În care numerele prime A, B și C sunt diferite. Așa. Adică e diferit de B și C. Așa. Deci A diferit de B. Diferit de C. Deci fie prime și diferite. Da. Ia să vedem. Imaginează-ți tu cine ar fi. Numărul 3 trebuie să fie prim sau doar A, B și C? Așa îi spune. Mă citești tu dacă vreți. Care este cel mai mic număr natural? Important că nu să fie cel mai mic. Da. Așa. Care admite o descompunere în factor prim de forma a ori pe orice. În factor prim, da. În care numerele prime A, B și C. Deci A, B și C să fie prime. Da, da. Deci ele să nu mai aibă descompunere, da? Da, sunt diferite. Și să fie și diferite. Da. Așa. Deci A trebuie să fie prim, B o să fie prim și C un prim. Da. Trebuie să găsim cel mai mic. Nu, el va fi cel mai mic, dar că este cel mai mic. E bine? Da, da. Raționamentul. Deci dacă astea sunt cele mai mici, păi și atunci putem lua 2, 3 și 7. La 7 am mers 5. Da, 2, 3 și 5. 2 ori 3, 5. 6 ori 5, 30. Da, da. Deci asta este. A. 7. 6, da? Da. Care este cel mai mic număr natural a cărui descompunere în factori conține primele 5 numere prime. Deci care este cel mai mic număr natural? A cărui descompunere în factor prim conține primele 5 numere prime. Păi care sunt cele primele 5? 2, 3, 5. 2 ori 3 ori 5 ori 5 ori 7. Da. Ori 11. Da, asta este. Cine spre asta cu capul, face și vede care este. Cum? Nu, 7. Așa, 7, da. În
câte moduri puteți scrie numărul 231 ca produsul dintre un număr prim și un număr compus? 231, nu e cazul. Eu cred că îl descompunem, da. Să vedem forma. Deci 231, în cât ar merge? Prin 3, sigur. Prin 23. De 6. De 7. De 8. Pe 21. Vine 21, tot de 7. Corect. Acum merge prin 11. Sigur, da. Prin 11. 7 ori. Da. 7 și 8. 7 și 1. Deci, practic, este 3 ori 11 ori 7, da? 3 ori 11 ori 7. E cam de parte. În câte variante am avea să scriem pe 231 ca fiind un produs dintre un număr prim și altul compus? Da. Adică ar fi odată. Trei înmulțit cu cele două înmulțite. Că să fie un număr. Asta e la număr prim. Păi uite, deci fie el scris ca un, mai citește odată. În câte moduri puteți... Deci trebuie să scrie numărul în câte moduri va fi. Da, puteți scrie numărul 231 ca produsul dintre un număr prim și... Un număr prim scop, adică ar fi 3, nu? Da. Și un număr compus. Adică ce-a rămas? Ah. Asta vreau să spun, da? Deci un prim mod. Primul mod este asta. 231 egal cu 3 ori 77, da? Apoi. 231 egal cu 7 ori 33. Foarte bine, da. 231 egal cu 21 ori 11. Ori 11. 21. 3 moduri. Că lăsăm pe unul din cei 3 și pe celorlalte doi mulți. Mai departe. Dar nu se pune și modul ăla? Care? Primul. Păi da, au zis, un singur număr prim să fie și ce ar fi compus. Da. Noi l-am scris așa ca să ne dăm seama de variantele care le avem la dispoziție. Da. Aici trebuie să vă luați, ca să vă uitați. Deci este ce anume? La 9? Nu la 8? Nu. Completați schemele și determinați numărul natural n în fiecare caz. Este așa, văd că schema asta rămâne. O punem o bară. 2. Acum, numărul acela n nu știu cât a fost. Vezi? Urmează o căsuță. Da. Și punem pe 3. Da. Acum din 147. Și continuăm mai de aici ca să punem 147, cam cât ar veni. Ia să vedem, are 147 descompunere. Păi dacă merg 7. Prin 2 nu merge. Prin 3 merge. Prin 3? Suma cifră 5 cu 7, 12, este bine. Da. Da? Perfect. În 3. 3 în 14. De... De 3 ori. Că e chiar de 4. Da. 4, 3, 12. Da. Rămâne 27 de 9 ori. Așa. Și... Acum merge 7, 7, 7, 1. Da, 7, 7 și 1. Acum ne întoarcem înapoi. Cât o fi fost aici, cum a fost împărțit prin 3 și ne-a dat 147? Deci el a fost un număr pe care l-am împărțit noi la 3 și ne-a dat 147. Cum ar afla mai aici? Păi, împărțim 147 la... Nu, 147 la 3. Cu 3, da? 100, nu la 3, ci cu 3. Cu 3.
Da? Când tu zici, îl înmulțim la 3. Din formulare corectă. Îl înmulțim cu 3. Îl împărțim la 3. Da? Deci îl înmulțim cu 3. După 247. 4, 3, 21, 1 și 2, 7, 4, 3 ori 4, 2, 12 și cu 2, 14, 41, 3 ori 1, 3 și cu 1, 4, 741. Și ca să-l găsim pe el în sfârșit? Pe 441, pe care îl înmulțim cu 2. Adică 2 ori 1, 2. 2 ori 1, 2, 2 ori 4, 8 și 8. Așa. Deci el este 800... 82. Deci iată că răspuns, e legat cu 882. Mai departe, cum vă spun aici, e vorba de bară, 2, spațiu, nu știm cine este, 5, iar nu știm cine este, dai din nou 5, iar nu știm cine este, și 7, și 1. Așa, acolo 7, 7, nu? Da. Așa, apoi. Apoi 7 ori 5, 35. Corect. 35 ori 5 ori 5, 25, 5 și 2. 3 ori 5, 15 și cu 2, 17. 175 și apoi? Și 5 ori 2, 10, 0 și 1. 7 ori 2, 14 și cu 1, 15, 5 și 1. 1 ori 2, 2 și cu... 350. Deci, nu? Egal cu 350. Apoi. Tu vorbesc o punere. N. 2 ori 5. Apoi. Prin 2. Apoi. Iarăși prin 5. Apoi. 13. Și căsuță, aici, și 1. Acolo ultima înseamnă fi 13. Aici este 13, da. 5 ori 3, 15, 5 și 1, 1 ori 5, 5 și 1, 7. 65 aici. Da, 5 ori 2, 10, 0 și 1, 5, 6 ori 2, 12 și cu 5, 12 și cu... 5. Păi 5 ori 2, 10, 1. Așa. Păi zici 5 ori 2, 10, da? 15 da, da. Și cu 13. 13. Și acum... Fiindcă e 2 ori 5, ce înseamnă aici? 10. 10. Deci mai pun mulțim cu 10 și nu va fi egal cu 1, 3. 1, 3, 10. Așa, deci 1300, da? Da. Deci nu e egal cu 1000. Cu asta am încheiat, mai avem nouă parte aici, da? Da. Ia să vedem. Să știu că parla de asupra poate nu mai face și mai trebuie aici.
să zicem. Așa. Completați pentru obține propoziție. Completați pentru obține propoziție adevărate. Deci, 9, care se completați pentru a obține propoziții adevărate. Șaptezeci și doi, egal cu 2 la n, ori 3 la n. Mai revenim 2 la a 3-a. Așa. Ori 3 la 2. Adică e 200, e 8 ori 9. Da. 8 ori 9. Adică e 2 la e bine, 2 la 3, ori 3 la a 9. Adică nu e egal cu cine? Nu e egal cu 8 și... Nu, nu e egal cu 3. Ah, da, nu e egal cu 3. Și nu e egal cu... Nu e egal cu... 2. Da. Asta a fost punctul. Bine. Dacă 180 egal cu 180, egal cu 2 la n, ori 3 la n, ori 5 la p, atunci, nu cine este, nu cine este, și pe cine este. Ne? Mă, și pe cine sunt? Eu zic să descopunem cel mai tare. Da, da. Ia să zic, 200, 180. 180. Și... Merge prin... 5. 2 ori 5. Da, da. Asta e 10. E 10. Da. Apoi. Vine de 2 ori. Și 2, da? 2 ori 9. Da, da, 9. Așa. Urmă în jos pe 9. Da. Vine 3. Da. 3. 3. Și 1. Și 1. Adică... 2 ori 5, 2 la 3 la... 3. Deci, 3 de ale 2? Este 3 de ale 2? Nu, m-am uitat greșit. 2 la 2. Așa. Deci, egal cu 2 la 2. 3 la 2. Așa, ori 5 la 1. 5 la 1. Și răspunsul care este? Nu este cât? Nu este 2. M este 2. Da. Și P este 1. P egal cu 1. Terminat aici. Da? Și acum tu ai spus să ne gândim ceva la... Așa. Din litri, pe transformăm în metri cub. Așa. E, legătura se face între decimetru cub. Deci un decimetru cub egal cu 1 litru. Știi ce înseamnă decimetru cub? Da. 10 cm așa, 10 așa, 10 așa, un cub. De 10, 10, de 10 cm. De 10, 10, 10. Da. Un cubuleț. Și ăla înseamnă, un cub de 10 pe 10 pe 10 înseamnă un decimetru cub și înseamnă un cub. Și acum, ca să ne ducem la metri cubi, metri cubi din cât în cât cresc? Din 3... Din 1000 în 1000. Da. Da. Și zice, un decimetru cub egal cu câți metri cubi? Câți ar metri? Mi-ar trebui 1000 de decimetri cubi, nu? Da. Deci hai să zicem și noi. Dacă ar fi așa, ar trebui să zic 0,00 acolo 3. Da, hai să zicem invers. Un metru cub. Un metru cub egal cu 1000 decimetri cubi. Deci un metru cub egal cu 1000 decimetri cubi. Iar un decimetru cub înseamnă un litru. Deci va fi egal cu 1000 de...
că un singur decimetru cub înseamnă un litru, deci 1000 de litri. Așa, dar un metru, un singur metru cub, înseamnă am consumat 1000, un metru cub de apă. De fapt, e consumat 1000 de litri de apă. Da? Un metru cub, adică un metru așa, un metru așa. Și un metru, da? Da. Poate și cele trei dimensiuni. Însă un metru cub înseamnă, am spus, 1000 de litri. Da. Un decimetru cub înseamnă un litru. Și atunci cum cresc unitățile de volum din mii în mii, înseamnă că un metru cub care e de 1000 de ori mai mare decât un decimetru cub, deci un metru cub egal cu 1000 de decimetri cub, egal cu 1000 de litri. Un dam, decametru cub, un dam, un dam, egal cu câți litri? Transformăm în decimetri. Mai întâi să transformăm în metri cub. Deci egal cu câți metri cub? Cu 0,0. Nu, că dam e mai mare. Decametru. Ah, 1 urma de 3 de 0 metri cub. Ia, da. Și care e egal. Acum, câți decimetri cub? Acum 0,0. Nu, că decimetri tot mai mult. Tot mai mult vor fi. Deci metru, nu, cine? Decametru. Metru cub, nu-i așa. Da. Metru cub. Dam, da. Electrometru cub. Kilometru. Kilometru cub, da? Da. Și decimetru cub. Centimetru cub. Milimetru. Și milimetru cub, da? Asta. Deci metru cub este la minimum. Pe cei de deasupra sunt de câte ori mai mult? De 1000 de ori, da? Da? De mii creșteți des. Da, și după în jos. Jos sunt, dacă vreau un metru cub, până am vorbit decimetru cub, deci un metru cub egal înseamnă 1000, 1000 de, am zis așa. Deci un dam înseamnă 1000, dar dacă vreau să văd pe ăsta în metri cubi, sau pe metru cub în dam, voi spune că e 0,000 decametri cubi. Deci, când am ăsta de deasupra și mă rog la de desubt, da, ei sunt de 1000 de ori. Da. Deci, voi spune, un decametru, câți metri cubi are un decametru? 1000 de metri cubi. Da. Și un decametru, el, care e mai mare, are 1000 de aceștia. Un metru cub are câți decimetri cubi? Tot 1000, da? Da. Ăsta de deasupra se uită de sus la cel mai mic. Da. Și omul ăla e mai puternic chiar. Da. Un decimetru cub, câți centimetri cubi are? 1000. 1000. Un centimetru cub, câți milimetri cubi are? 1000. 1000. Acum, dacă vreau ăsta care e mic, la cu cea mare. La centimetri. Bine, da. 0,001. 0,001. 30 da. Da. Centimetrul ăsta, față de decimetru, va fi tot așa. Da. Chiar e mic, cealaltă de mare. 0,001. Da? Da. Și mai departe. Cert este că noi trebuie să ajungem, oricine ar da cineva, trebuie să ajungem în decimetru. Că decimetru văd un litru. Și atunci, un decametru înseamnă 1000, un decametru înseamnă 1000 de metri cubi. Iar 1000 de metri cubi egal la rândul lui metru cub și cu ăsta, care înseamnă de sus, deci de 1000 de ori mai mult. Adică pun câte la rând 1000 și mai pun câte 3 zero. Da? Deci facem câte zero ori? 6. Un milion, da? Da. Un milion de decimetri cub. Și un milion de decimetri cub înseamnă un milion de litri. Litri.
milion de lei. Am da. Da? Ia să mai vedem. Cât înseamnă 23 din daună în litri? Decametri cubi, da? Da. Transformăm în metri. Deci egal mai departe 23 urma din 3 de 9 ori. Da. Metri cubi. Care e egal cu... Ăștia toți sunt egal de 3 de 9 ori. Da. Deci 23, iar acum 2, 1, 2, 3 decimetri cubi. Și ăsta e egal cu numărul ăsta. Așa numărul acesta. 23 de milioane de litri. 23 de milioane litri. Dar dacă aș fi spus, cât înseamnă 0,0017 dam la cub în litri? Transformăm din dam în metri. Așa, deci trebuie să duc virgula la dreapta. Așa. Și atunci vine 0,9. Deci trebuie să duc peste 30, nu? Da. Și atunci... Nu, 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 aici este 0. Da. Va face 0,7. 0,7 metri. Da. După... Egal cu... Egal cu... 100, nu, 1007. Stai că acum trebuie să mă duc încă o dată la dreapta, încă peste țară. Da, și mai punem 3 0. Mai punem un singur 0, că două, le avem două cifre. Deci 20 mare le avem. Și mai punem mai bună, așa, atunci vine virgula aici. Bun, asta înseamnă... Face 1,70. 1770 de decimetri cubi. Care înseamnă atâția litri. 170 litri. Da. Da. Deci, vezi, suntem foarte atenți, noi la decimetru cub trebuie să ajungem. Da. Cât înseamnă, hai să zicem, 72 centimetri cubi. Câți litri înseamnă? 72 centimetri cubi. Transformăm din centimetri în metri. Nu în metri, e prea centimetri. Decametri. Nu decametri, decimetri. Imediat. Decametri la sus. Da. Deci suntem aici la centimetri cubi și mă duc liber la decimetri. Da. Da. Deci va fi... Aici este virgula pe numărul. Da. Și o mutăm, vine 0,72. 0, este cât trebuie să spun? 1, 2, 3. Da. 1, 2, 3, aici pun virgula. Deci a fugit peste 3. Și tu nu punea 0. Deci, mi-a înseamnă 3 cifre. Da. 1, 2, pun 3 și tu mi-a pus 0. Deci face 0,072, 0,072 de decimetri cubi. Și aici, decimetri cubi, pe asta înseamnă litri. 0,072 litri. 0,072 litri, da? Deci asta este mulțirea cu, din mie, mie și când până ajung la 5.000, portăm la decimetri cubi. Cu dată decimetru cub, am rezolvat treaba. Câte zice asupra? Mai mult timp? E fix. Este fix, da? A, așa. Hai să facem sinteza oarei, nu? Da. Ce-am făcut astăzi? Care a fost ideea principală? Ia cu decimetru. Scrierea unui număr ca un produs din factor. Descompunerea. Așa, chiar așa. Descompunerea unui număr natural în produs de puteri de numere prime. În produs de putere
hai să spunem că am făcut și chestia asta. Unități de măsură. Unități de măsură pentru volum. Da. Da? Volum. Cu multipli și submultipli străini. Submultipli străini. Legătura între volum și capacitate. Cam așa, că un decimetru cub, egal cu un litru. Asta este legătura. Și cu asta ne oprim aici. La revedere. Ce trebuie să facă? Am uitat să dați like și share. Nu, nu.